Vom continua partea a doua a pălăriuței pe care abiam început-o. Voi închide rândul de piciorușe scurte cu piciorușa alunecat. După care, din nou, cu piciorușa alunecat, mă voi îndrepta către cel de-al treilea picioruș scurt din primul grup pe care l-am format. Primul grup de piciorușe. Cel de-al doilea. Cel de-al treilea. Aici vom face un număr de 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Acum voi lua de 2 ori firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș și voi face un picioruș dublu înalt. După care voi lucra un număr de 3 ochiuri de lanț, 1, 2 și cel de-al treilea. Apoi voi lua din nou de 2 ori firul pe croșet. Voi intra în cel de-al treilea picioruș scurt din rândul anterior, 1, 2, 3. Voi face un picioruș dublu înalt. Rămas în urmă un fir, deci voi face un picioruș dublu înalt, urmat de cel de-al doilea în următorul picioruș scurt, le voi închide împreună și voi lucra din nou 3 ochiuri de lanț. După care, din nou, luând firul pe croșet de 2 ori, voi intra din nou în cel de-al treilea picioruș scurt din rândul anterior, voi face un picioruș dublu înalt, urmat de cel de-al doilea, piciorușul următor. Voi închide împreună 3 ochiuri de lanț și în felul acesta vom continua pe întreg parcursul acestui rând. 2, cel de-al treilea, picioruș dublu înalt, urmat de cel de-al doilea picioruș dublu înalt, voi închide împreună 3 ochiuri de lanț și vom continua în acest fel și noi ne vom întâlni la capătul acestui nou rând. Am ajuns la capătul acestui rând. Am făcut ultimele 2 piciorușe duble. Acum voi face un ochi de lanț. După care voi lua odată firul pe croșet. Voi intra în primul picioruș de la începutul rândului și vom face o jumătate de picioruș dublu. Aici va fi un pic mai dificil. Acum voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. După care voi lua firul odată pe croșet de 2 ori, de fapt, și voi face un picioruș dublu înalt. Le voi uni între ele. După care voi face un ochi de lanț. Voi intra în spațiul dintre
spațiul format din cele trei ochiuri de lanț și voi face un picioruș dublu înalt, un ochi de lanț și cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Voi închide, după care voi face un ochi de lanț. Voi intra din nou în spațiul dintre cele două piciorușe duble înalte din rândul anterior și voi face un picioruș dublu înalt. Voi face din nou un ochi de lanț. Voi lua de două ori firul pe croșet. Voi intra în spațiul de 3 și de data aceasta voi face doar un singur picioruș dublu înalt. În felul acesta. Apoi, iau o dată firul pe croșet. De două ori. Prima am făcut un ochi de lanț, deci când am încheiat acest picioruș am făcut un ochi de lanț, am luat de două ori firul pe croșet. Voi intra între cele două piciorușe duble. Voi face piciorușul dublu înalt, un ochi de lanț, voi lua de două ori firul pe croșet, voi intra din nou în spațiul de trei ochiuri de lanț, voi lucra un picioruș dublu înalt, un ochi de lanț, după care voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu înalt. Deci, într-un spațiu de format din cele trei ochiuri de lanț, vom lucra două piciorușe duble înalte, iar în următorul spațiu vom lucra doar unul. Între cele două piciorușe duble înalte din rândul anterior, de fiecare dată va veni un picioruș dublu înalt. Acum voi face un ochi de lanț, voi lua din nou de două ori firul pe croșet, voi intra între cele două piciorușe din rândul anterior, voi face un picioruș dublu înalt, un ochi de lanț, voi lua firul pe croșet de două ori și în următorul spațiu voi face doar un picioruș dublu înalt, un ochi de lanț, de două ori firul pe croșet, intru între cele două piciorușe din rândul anterior, un picioruș dublu înalt, un ochi de lanț, de două ori firul pe croșet, intru în următorul spațiu, fac un picioruș dublu înalt, un ochi de lanț, cel de-al doilea picioruș dublu înalt în interiorul aceluiași spațiu de trei ochiuri de lanț, un ochi de lanț, de două ori firul pe croșet, un picioruș dublu înalt între piciorușele duble înalte din rândul anterior. Cred că am fost destul de explicită. În felul acesta va arăta. Voi mai face o dată modul în care să înțelegeți foarte bine. Deci în acest spațiu de trei ochiuri de lanț am făcut două piciorușe duble înalte separate de un ochi de lanț. În spațiu dintre cele două piciorușe duble înalte din rândul anterior am făcut un singur picioruș. Acum voi face un ochi de lanț, voi lua de două ori firul pe croșet, voi intra în spațiul de trei ochiuri de lanț din rândul anterior, voi face un picioruș dublu înalt, un ochi de lanț, firul de două ori pe croșet, voi intra între cele două piciorușe duble înalte din rândul anterior, voi lucra un picioruș dublu înalt, voi face un ochi de lanț, de două ori firul pe croșet, intru în următorul spațiu de trei și voi face un picioruș dublu înalt, un ochi de lanț, cel de-al doilea picioruș dublu înalt,
un ochi de lanț și un picioruș dublu înalt între cele două piciorușe duble înalte din rândul anterior. În felul acesta vom continua tot rândul. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând. Am făcut ultimul picioruș dublu înalt între cele două piciorușe duble înalte din rândul anterior. Am făcut un ochi de lanț, iar acum voi închide în cel de-al treilea ochi din primul picioruș de la începutul acestui rând. Voi închide cu fir alunecat. În felul acesta. Acum, din nou, cu fir alunecat voi intra în spațiul dintre primele două piciorușe și voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț, după care aceste trei ochiuri de lanț vor ține locul unui picioruș dublu înalt, după care voi face un alt ochi de lanț. Voi lua de două ori firul pe croșet și voi intra în fiecare spațiu dintre piciorușele lucrate în rândul anterior, făcând între aceste piciorușe câte un ochi de lanț. Deci am făcut primul picioruș un ochi de lanț, voi lua de două ori firul pe croșet, voi intra în următorul spațiu, voi lucra de nou un picioruș dublu înalt, un ochi de lanț, de două ori firul pe croșet, voi intra în următorul spațiu, deci în fiecare spațiu format din un ochi de lanț din rândul anterior, noi vom intra și vom lucra un picioruș dublu înalt, separat de un ochi de lanț. În felul acesta vom lucra un număr de 4 rânduri, 13, 14, 15, 16, da, 4 rânduri. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestor 4 rânduri, deci nu uitați, în fiecare spațiu de un ochi de lanț vom lucra un picioruș dublu înalt, separat de un ochi de lanț. Vedeți? Piciorul dublu înalt. Voi lucra acum. Voi face un ochi de lanț. Voi intra în următorul spațiu. Voi face din nou un piciorul dublu înalt. Un ochi de lanț. De două ori firul pe croșet. Voi intra în următorul spațiu, voi face din nou un picioruș dublu înalt, un ochi de lanț și în felul acesta în fiecare spațiu pentru 4 rânduri vom lucra un picioruș dublu înalt separat de un ochi de lanț. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestor 4 rânduri pentru a continua pălăriuța. Și ochiul de lanț și apoi uitați-vă în felul acesta se prezintă. Ne întâlnim la sfârșitul celor 4 rânduri. Am ajuns la capătul celui de-al 4-lea rând. Am făcut ultimul picioruș, ultimul ochi de lanț și voi închide în cel de-al 3-lea ochi din primul picioruș de la capătul acestui rând. Apoi cu piciorușul alunecat voi ajunge în primul spațiu dintre primele două piciorușe și voi lucra un număr de 3 ochiuri de lanț, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu. Apoi voi lua odată firul pe croșet, voi intra în interiorul aceluiași spațiu, voi face un picioruș dublu, după care voi face 3 ochiuri de lanț. 3 ochiuri de lanț. Voi lua odată firul pe croșet. Voi sări un spațiu
de un ochi de lanț și voi intra în urmărorul și voi face din nou două piciorușe duble. Trei ochiuri de lanț. Voi lua firul odată pe croșet, din nou voi sări un spațiu de un picioruș, de un ochi de lanț aici, voi intra în următorul și voi lucra din nou două piciorușe duble. Deci vom lucra pe sărite, cum se spune. Într-un spațiu vom face două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț, vom sări un spațiu liber, vom intra în următorul, vom face din nou două piciorușe duble, urmate de trei ochiuri de lanț și în felul acesta vom lucra tot rândul. Voi sări un spațiu, voi intra în următorul, voi face două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț, voi sări un spațiu, voi intra în următorul, voi face două piciorușe duble, trei ochiuri de lanț, doi și al treilea, și voi continua în felul acesta. Ceea ce vom obține va fi acest model. Vedeți? În felul acesta lucrăm până la capătul acestui rând. Noi ne vom întâlni la capătul rândului. Am ajuns la capătul acestui nou rând, am făcut trei ochiuri de lanț, voi închide în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, voi închide cu fir alunecat și apoi din nou cu fir alunecat mă voi deplasa către primul spațiu de trei piciorușe din rândul anterior. Odată ajuns aici, voi lucra pentru început trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, care vor ține locul unui picioruș dublu. Apoi voi lucra alte trei piciorușe duble. Deci în interiorul acestui spațiu va fi un total de 4 piciorușe duble. Cel de-al patrulea. Acum voi face două ochiuri de lanț. Mă voi deplasa în următorul spațiu și voi face din nou patru piciorușe duble. 2, 3. Cel de-al patrulea, două ochiuri de lanț, în următorul spațiu alte patru piciorușe duble și în felul acesta vom lucra pe parcursul întregului rând. Noi ne vom întâlni la capătul acestui nou rând și apoi vom vedea cum vom continua, pentru că mai avem încă porțiune frumoasă de lucru. Vom vedea dacă reușesc să fac totul într-un singur tutorial, dacă nu voi divide și această ultimă parte.
în locul de două tutoriale voi face trei, pentru că timpul este târziu. O parte am lucrat dimineață foarte devreme, o parte acum seară și este deja miezul nopții și eu cred că ne vom întâlni la sfârșitul acestui nou rând. Uitați-vă, aceasta este ceea ce trebuie să obținem. Vom lucra în continuare până când vom termina acest rând. Am ajuns și la capătul acestui rând. Acum voi face, vă rog, odată firul pe croșet. Voi intra în cel de-al treilea ochi din primul picioruș și voi face un picioruș dublu în acest mod. Și acum, în interiorul acestui picioruș dublu și în următoarele, voi lucra 1, 2, 3, un număr de 4 piciorușe duble, 2, 4 piciorușe duble, după care voi face din nou 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi intra în următorul spațiu și voi face 4 piciorușe duble, 1, 2, 3. Și cel de-al patrulea. Din nou 3 ochiuri de lanț. Mă voi deplasa în următorul spațiu. Voi face din nou 4 piciorușe duble. 3. Și cel de-al patrulea. Din nou 3 ochiuri de lanț. În felul acesta, uitați-vă ce obținem. În felul acesta vom lucra două rânduri. Eu voi încheia aici și această parte a tutorialului. Este deja trecut bine de miezul nopții. Sper ca peste 2-3 ore să reușesc să mă ridic din nou și să continui cu tutorialul și apoi cu ziua mea de lucru. Deci din nou vă amintesc două rânduri în acest fel, iar noi ne vom întâlni în următorul tutorial să continuăm acest proiect care veți vedea la fine, la sfârșit veți fi foarte satisfăcute. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc noapte bună, chiar dacă tutorialul va fi pus ziua, și vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. La revedere!